femeile însărcinate ar trebui și ele să facă, nu știu, să aibă o discuție cu medicul înainte de a face acest vaccin? Le este recomandat? Lucrurile sunt în felul următor și au devenit destul de clare. Vorbim de vaccin și ori de Pfizer, ori Moderna. Nefiind suficiente date în studiile clinice, așa cum se întâmplă la cei care sau la doamnele care nu sunt gravide, nu poate să fie o indicație pentru toată lumea. Și atunci se spune în felul următor. Cel mai probabil că este un vaccin sigur pentru gravide, nu există date de vreun fel care să spună că le-ar face rău, dar trebuie luat în calcul și gândit la nivel de taler unde practic, unde avem beneficiile și unde avem riscul unor efecte adverse. Concret, gândiți-vă ce înseamnă gravide care lucrează în prima linie. Da? Personal medical. Gândiți-vă ce înseamnă gravide care au boli serioase cronice, diabet zaharat, boli cardiovasculare, etc. Pentru că sunt astfel de situații sau persoane cu obezitate. Aceste persoane au un factor de risc și e clar că beneficiul vaccinării va depăși riscul, clar, ca în momentul în care se infectează, în momentul în care se îmbolnăvește, să facă o formă severă. Și atunci discuția într-adevăr se poartă cu medicul ginecolog, cu medicul curant care vede pacientul respectiv, o vede pe doamnă pentru celelalte boli cronice și să ia cea mai bună hotărâre. În principiu, din tot ceea ce avem acum, nu e nicio dovadă că ar face rău nici în cazul femeii gravide și nici în cazul celei care alăptează. Două elemente importante. Dar dumneavoastră le recomandați celor care nu suferă de alte comorbidități, nu au alte boli, să aștepte totuși până să facă acest vaccin, până trece, păi nu. Până pornaște? Sau... Vă referiți la femeile gravide? Da, da. Le recomandați totuși să aștepte până după cele 9 luni să facă acest vaccin, dacă nu au și alte sau nu sunt în prima linie? Deci dacă nu au argumente care să însemne un factor de risc, cred că fiecare poate să abordeze, de exemplu, situația și în felul următor. Depinde și comportamentul la risc. Adică una este să stea, de exemplu, acasă și să-și ia toate măsurile necesare și altceva este să lucreze, poate, într-un domeniu care are legătură cu publicul, are legătură cu interacțiunea cu alți oameni. Aici e de discutat. Practic, beneficiu și risc, da? În situația în care, de exemplu, este absolut evident că nu are un risc crescut, atunci poate să mai aștepte un pic până când se acumulează, că studiile sunt în continuare, studiile care vor veni cu date foarte clare, cât de curând, așa cum s-a reușit obținerea unui vaccin într-un interval scurt de timp și datele vin de la o zi la alta. Deja față de ce știam acum o lună, avem date mult mai clare că nu este o problemă pentru gravide și datele vor veni în continuare.